Bună seara. Ce se întâmplă cu probele? Care ar fi datele pe care le știți acum? Deocamdată nu avem niciun răspuns din partea parchetului. Am depus două cereri, una de suplimentare a raportului de expertiză privind cele două rapoarte ADN și antropologic. Am mai făcut o altă cerere urmare a acestui fapt pentru efectuarea unei noi expertize la IGPR, Institutul de Criminalistică. Nu avem niciun rezultat din acest punct de vedere, așteptăm. Bun, analiză suplimentară în urma cărora ce doriți să aflați sau ce sperați să aflați? Păi am considerat că cele două rapoarte sunt neconforme și am stabilit un număr de obiective pe care urmează să fie încuvințate de către organul de urmărire penală în vederea aflării adevărului. Suspiciunile pe care le aveți, sau aveți suspiciuni în momentul de față legate de modul în care se face ancheta? Nu, n-am nicio suspiciune din modul în care se efectuează ancheta. Am spus că este o anchetă destul de grea. Trebuie să avem răbdare să facă într-un mod elocvent, să administrăm probele utile. Nu știu de ce durează atât de mult, dar domnii procurori cred că au o strategie anume. La ce vă gândiți? Nu știu, probabil că desfășoară mai multe activități în concomitent cu ceea ce au desemnat dânsii, adică audiază martori, fac și probabil investigații cu privire la clanurile care au acționat, nu știu. V-au spus ceva legat de aceste clanuri, legat de martori, dacă au apărut informații noi? Nu ne-au spus deocamdată nimic. Noi am solicitat mai multe aspecte în legătură cu aceste informații, cu identificări de membri, de clanuri, de martori. Nu se răspunde sub nicio formă. Câte astfel, lucrează din punctul ăsta de vedere. Câte astfel de cereri ați formulat, știți? Păi, cred că în două luni am formulat vreo 5-6 cereri. Și la vreuna dintre ele vi s-a răspuns pozitiv? Nu. N-am primit niciun răspuns, nici pozitiv, nici negativ. Așteptăm. N-ar fi existat un termen în care să primiți răspuns la aceste solicitări? În mod normal ar fi trebuit să ne răspundă în 24 de ore, dar văd că se prelungește. După cum bine știți, domnul Cumpănașu a anunțat într-o emisiune de televiziune că va solicita efectuarea unui raport de expertiză în America la un laborator. Da. Dar așteptăm să vedem dacă vor fi admise cele două cereri. În cazul în care nu vor fi admise, o să facem a treia cerere pentru Statele Unite. În mod normal ar trebui ca aceste teste să fie făcute și pentru Alexandra. De ce? Păi, din moment ce domnul Cumpănașu a făcut o plângere penală împotriva INML-ului, se presupune că nu ar mai exista o credibilitate a parchetului față de această instituție. Și atunci, nu am vedea de ce nu s-ar face și pentru Alexandra. Din care să se afle ce e suplimentar? Adică ce speranțe vă puneți în această analiză suplimentară? Păi, v-am spus, am solicitat mai multe obiective. Una dintre ele ar fi, de pildă, să știm la ce cantitate sau nu, dacă aceste oase au fost, sau fragmente osoase au fost arse la o anumită cantitate. Dacă se pot reconstitui acele fragmente osoase ca să formeze un schelet uman. Am înțeles, vă mulțumesc foarte mult!